Dar avem o problemă foarte mare la toate societăți. Din subordinea Consiliului Local. Și va trebui să ne punem, cum se spune, picioarele în apă rece și să încercăm să facem în așa fel să fie cu pierderi cât mai mici. Vorbim de tot felul de pierderi. Pentru că nu spun bine cam nicăieri. Din păcate. Așa sunt vremuri. Așa s-a schimbat legislația. La urban se revelă o problemă foarte mare și o știu. O știu colegii de acolo. La termic avem o problemă și o știu și colegii de la termic. Cu... Păi nu vă supărați. Am văzut cum vin raportările lunare de la termica, fără să faceți niciun apel la indicatorii de performanță și să vă regați doar de faptul că există un profit, dar după toată investiția făcută, aveți producție mai mică decât în anul 2013. Iar la Eltrans, unde încercăm să intrăm pe singurul proiect eligibil și important al nostru, care poate să fie în mandatul ăsta, nu și-a pus nimeni problema ce se întâmplă cu oamenii aia când se fă în prima groapă în carosare. Cu Batman ăștia care vin pe sau nu vin pe. Nu știm dacă proiectul îl putem duce până la capăt. Pentru că un an sau doi și acolo să avem probleme cu oamenii. Eu îmi fac și o să vă întreb ce se întâmplă cu salariații dumneavoastră. Pentru Consiliul de Administrație o să spună pardon, managerul să spună pardon și totul va veni pe Consiliul Local și pe AGA. Cam astea sunt situațiile adevărate de la societăți. Numai... Deci n-am intrat în ședință de aia, nu știu că n-am voie să vorbesc acolo. Unde suntem în ședință de Consiliul Local și vă spun lucrurile astea. În urma unei analize zi de zi, multe ore pe zi, la tot ceea ce se întâmplă în municipiul Botoșani acum.